Weekend încărcat pentru salvamontiști care au avut intervenții de urgență în mai multe zone montane din țară pentru a salva vieți și a asigura siguranța celor aflați în pericol. Potrivit raportului transmis de Salvamont România, dispeceratul național Salvamont a primit numai puțin de 31 de apeluri pe parcursul zilei de sâmbătă. Cea mai solicitată a fost echipa Salvamont Voinasa, care a primit 5 apeluri de ajutor. Salvamont Alba și Salvamont Brașov au primit câte 4 apeluri. În total, 27 de vieți au fost salvate grație intervențiilor prompte ale salvatorilor Montani. Dintre acestea, șapte persoane au necesitat transferul către serviciul de ambulanță sau smurt pentru îngrijiri medicale suplimentare. În timp ce echipele se concentrau pe intervenții, Salvamont România a răspuns la alte 20 de apeluri de data aceasta pentru a oferi sfaturi și informații esențiale turiștilor, asigurându-se astfel că aceștia își pot planifica excursiile în mod sigur și informat.